Salutare și bine v-am găsit la un nou market update. Ce săptămână! O săptămână în care am avut o volatilitate extremă, dar pe care am încheiat-o cam de unde am plecat. Haideți să ne uităm întâi rapid pe modul cum s-a desfășurat piața în fiecare din zilele săptămânii. Apoi să încheiem cu raportările economice de săptămâna care tocmai a trecut și săptămâna viitoare, precum și alte informații care pot fi de interes. Luni am avut o zi care a început destul de slab, după care în ultimele ore de tranzacționare am avut o revenire destul de puternică. Practic, sectorul tehnologiei a fost cel care a condus corecția de luni, după care tot el a fost cel care a și revenit și a toată piața a fost împinsă pe verde. După care, marți, am avut o continuare a creșterilor de luni. Unele bănci au primit niște upgrade-uri, n-au fost cine știe ce motive speciale, dar pur și simplu piața în așteptarea întâlnirii de miercuri a Rezervei Federale și ținând cont că era cumva supravândută, mă rog, a fost un bid cât de cât cam pe toți indicii și pe marea majoritate a asset-urilor, după care am avut ziua de miercuri. Ziua de miercuri care a fost ziua Fed, da? A fost întâlnirea din luna mai a Rezervei Federale și care a fost o zi cu surpriză pozitivă, în sensul în care în primul rând, era de așteptat Rezerva Federală a crescut dobânda de referință cu 50 de puncte de bază, adică 0,5%, însă ni s-a spus că n-ar trebui să ne așteptăm la 0,75 de puncte de bază sau mai mult la ședințele următoare, ceea ce piața a interpretat ca fiind foarte pozitiv. De asemenea, reducerea activelor, adică quantitative tightening, care se va desfășura în acest an și probabil în 2023. Mă rog, din punctul ăsta de vedere s-au anunțat niște cifre mai optimiste din punct de vedere al pieței financiare decât se credea și decât anunțaseră ei în lunile anterioare, și anume efectiv reducerea bondurilor din posesia Rezervei Federale a activelor de acest tip s-a anunțat la jumătate de cât se preconizase, urmând ca MBS-urile să mortgage-backed securities să rămână la același nivel. All in all, deci per total, quantitative tightening e un pic mai puțin agresiv decât s-a crezut inițial. Vă reamintesc că prognoza totuși pentru impactul asupra pieței al acestui ciclu de quantitative tightening, deci ne referim strict la reducerea activelor și nu la ridicarea dobânzilor, este undeva la 9-10%, așa au estimat-o băncile de investiții. Dar s-a văzut clar că cei de la Fed sunt preocupați de corecția din piață, ceea ce tot anul acesta nu am văzut. Dar eu nu mi-aș face iluzii prea mari. Mai avem mult până vom ajunge la ceea ce numim noi Fed put, care după cum știți se estimează a fi undeva la 3500-3750. Și toată această poveste a generat un raliu de zile mari în piață. Toți indicii încheind pe verde cu procente bune, 3-4%. Acum, dacă vă aduceți aminte că discutam și săptămâna trecută, ne așteptam ca acest raliu să continue. Unul dintre cei mai buni și mai în vogă analiști la ora actuală, și vorbim aici de oameni profesioniști, nu de persoane care să caute vizualizări pe YouTube spunând chestii ieșite din comun, este Mac Elligott de la Nomura, care a anticipat și el această revenire a pieței. El cumva o considera undeva până spre OPEX, despre a treia vineri, despre expirarea opțiunilor din luna
de pe indici și de pe contractele futures din luna mai. Din păcate, previziunea s-a adeverit doar pentru o zi. Și eu mă așteptam la mult mai mult, speram să ajungem măcar la un 4450 în S&P, de unde să putem să luăm din nou niște poziții mai consistente pe scăderea pieței. Nu s-a întâmplat așa. Practic, am avut doar o zi la dispoziție și piața joi ne-a oferit o surpriză de zile mari. Acum, joi a fost și... Deci, practic, joi am pierdut absolut tot ce câștigasem luni, marți și miercuri. Cumva, a fost și ședința Băncii Centrale a Angliei. Trebuie și asta spus, pentru că eu nu știu în ce măsură a afectat efectiv piața americană, dar ideea este în felul următor. Acolo au crescut doar cu 0,25%, deci cu 25 de puncte de bază, deși se cerea și era clar că e nevoie să crească cu 0,5%, dar mai mult decât atât, au anunțat că previziunea lor pentru inflație, pentru CPI-ul din UK, este de 10%. Și aici, dacă vreți, putem să ne uităm la ziua de joi la lira britanică. Ah, scuzați-mă. Putem să ne uităm la ziua de joi la ce s-a întâmplat cu British Pound-ul în ziua respectivă. Și iată ce s-a întâmplat joi cu British Pound-ul. Asta e genul de scădere pe Forex, pe perechile monetare, care se întâmplă foarte rar. O asemenea scădere de o asemenea anvergură, după ce acum vreo 2 săptămâni avusesem 3 zile la rând, dar nu atât de mari cum a fost ziua asta, cumulat, da, dar a fost o scădere extraordinară. Practic, așteptările erau ca Banca Angliei să se lupte puțin cu inflația. Ei, bine, acum, dacă raportăm la restul Europei, Banca Angliei cât de cât a început să facă ceva. Dar asta e o discuție pentru finalul prezentării. În fine, deci nu știu cât a contat pentru ceea ce s-a întâmplat joi această evoluție din UK, însă, în tot cazul, nici nu se știe, nu sau analiștii nu se pun de acord efectiv care ar fi motiv vis-a-vis de motivul real al acestei vânzări atât de agresive din ziua de joi. Se pare totuși că vine din zona bondurilor. Ceea ce vreau să spun, în primul rând, pentru ziua de joi este următorul lucru. Vânzarea de joi, dacă e să ne uităm pe un grafic, pe S&P 500, la 5 minute, de exemplu, și să ne uităm la ziua de joi, vom observa că vânzarea a fost constantă. Deci nu am avut o... S-a deschis cu un gap pentru că, mă rog, indexul S&P 500 s-a deschis unde era, aproximativ unde era și contractul futures, care scăzuse un pic peste noapte, și după aia am avut o vânzare constantă de la început până la sfârșit, până la închiderea zilei de tranzacționare. Există voci care spun că ar fi putut fi un fond care a dat o bară care a explodat, să zicem, o zi înainte, să fi fost vreun margin call pe vreun fond care avea expuneri în zona bondurilor, nu se știe. Un fond mare, nu se știa. Dacă a fost asta, vom afla din presă oricum săptămâna care vine. În tot cazul, bondurile au scăzut foarte mult în ziua de joi și în toate zilele. De fapt, bondurile se află într-un crash în toată regula. Noi trebuie să ne gândim la lucrul următor. Nu am avut o asemenea corecție în bonduri niciodată în istorie. Deci dacă luăm, să zicem, sau să zicem chiar bondurile la 10 ani, pentru că la asta ne uităm întotdeauna când
privim dobânda yield-ul la 10 ani, uitați. Deci o asemenea, vorbim de piața bondurilor aici, da? Care este, pe lângă piața bondurilor, piața de equities, adică acțiunile, reprezintă ceva minuscul. Da? Piața bondurilor este o entitate mult mai mare decât piața pe care o tranzacționăm noi pe acțiuni și pe futures și așa mai departe. Și o asemenea corecție în piața bondurilor și, bineînțeles, o creștere în piața a yield-urilor, a dobânzilor din zona asta, nu a existat în istorie. Și asta sperie și restul pieții și probabil că în ziua de joi bondurile au fost, că această cădere continuă și care nu s-a mai oprit, au fost mecanismul care a declanșat cumva vânzarea de joi. Au mai fost niște declarații de la JP Morgan, cum că în discuțiile cu clienții lor, atmosfera este că și JP Morgan era o bancă care cât de cât era bullish încă dintre băncile de investiții. Că de fapt discuțiile sunt că orice creștere trebuie vândută agresiv. Poate și asta, în tot cazul, ziua de joi a fost așa cum ați văzut-o. Ce să vă mai zic? Ideea e că tehnic suntem într-un suport extrem de important. Suntem a treia oară în zona asta, după 24 februarie, dat ziua în care a început războiul. Am atins și săptămâna trecută. De fapt, în ziua de luni am atins zona asta de 4100. Vineri iarăși am atins-o, piața și-a revenit. Structura pieții nu arată a crash în momentul de față și chiar și ziua de vineri, din punct de vedere cantitativ, nu ne-a dat semne că luni ar trebui să ne așteptăm la ceva fantastic, dar bineînțeles, nu știm niciodată ce se poate întâmpla. Dar în același timp, ceea ce vreau să remarc este că așa cum zona de 4050-4100 este o zonă care este un suport foarte important, acum și zona de 4300 a devenit o zonă de rezistență foarte importantă. Am încercat să o depășim de vreo două săptămâni și n-am reușit. Prin urmare, aceasta ar fi o zonă de preț unde putem urmări o eventuală revenire a pieței. Dacă reușim să depășim 4300, poate că avem șanse să mergem un pic mai sus. Cel puțin pe termen scurt. Vineri am avut o piață nehotărâtă, o piață înceată, da? Practic am încheiat cam de unde am pornit. Bineînțeles, au fost non-farm payroll-ul, pe care îl discutăm puțin mai târziu în prezentare, care pe partea de locuri de muncă create a fost pozitiv și asta, practic, a fost genul de good news is bad news, da? Deci știrea bună, de fapt, e știre proastă, pentru că asta înseamnă că Fed n-are niciun motiv să se abată de la traiectoria de politică monetară pe care o are în momentul de față. Cam asta a fost povestea săptămânii trecute pe zile, da? Și aș vrea să, înainte să vedem practic ce am avut pe partea de raportări economice și ce avem săptămâna viitoare, să vă arăt câteva chestii care mi se pare interesante. Dar înainte de asta putem să vedem și un pic piața europeană, cum a evoluat. Bineînțeles, dolarul, vedeți că are traiectoria pe care o are. Ceea ce vreau să remarc în cazul dolarului că este, în principiu trebuie să înțelegem că o monedă puternică sau foarte puternică are aceleași efecte macroeconomice ca și niște dobânzi foarte mari, în sens de dobândă de referință. Vedem că în Europa se întâmplă exact invers, adică pe inflație în creștere, practic avem 12 săptămâni de când din asset-urile europene ies bani. De 12 săptămâni. În fine, dacă ne uităm un pic, indicele european și practic toate economiile mari, toate bursele economiilor importante din Europa au cam aceeași, sunt destul de corelate. Suntem într-o vânzare lentă, o lichidare lentă, care în Europa a început tot la începutul anului. Și care continuă.
În afară de sincopa pe care o putem denumi, aici avem daxul, în afară de sincopa pe care o găsim atunci când în zona începerii războiului, sfârșitul lui februarie, avem efectiv o lichidare pas cu pas, treaptă cu treaptă și o ieșire de bani din zona sectorului. FTSE, de exemplu, indexul englez, nu a avut chiar de-al traiectoria asta. Vedem și așa că economia Angliei se defazează un pic de restul Europei, dar în schimb Franța, Spania sunt într-un bear market mai mult sau mai puțin pronunțat. Spania de fapt este de mai mult timp, a fost un pic cam de prin toamnă a început să aibă o scădere de genul ăsta. În fine, deci, tabloul e cam același peste tot. Dar ceea ce este înspăimântător este dolarul, pentru că gândiți-vă că aici nu intră numai diferențialul de rată de dobândă, deci diferențialul de yielduri dintre, în cazul dolarului, ceea ce numim noi indexul dolarului, este diferențialul de yielduri dintre un basket de 6 monede, dintre care euro are cam 57%, ienul japonez, lira engleză, mai sunt acolo dolarul canadian, și dolar ăsta, francul elvețian și crona suedeză, dar au procente foarte mici astea din urmă. Grosul este este euro, ienul japonez și lira engleză. Deci aici într-adevăr discutăm de diferențialul dintre yieldurile bondurilor suverane ale acestor bondurilor guvernamentale ale acestor economii, dar mai este ceva aici. Mai este și faptul că foarte mult o cantitate imensă de bani nu are unde să se mai ducă și se duce în dolar. Deci aici nu avem numai diferențialul clasic de yield care influențează valoarea relativă a monedelor una față de cealaltă, ci și, mă rog, plus alte aspecte macro din țările respective, ci și faptul că aici este și un aset de refugiu. Și faptul că dolarul arată așa nu poate decât să ne arate că sunt nori negri la orizont și deasupra și la orizont. Bun, acum, în ceea ce privește Europa, pe mine mă consternează ceea ce face Christine Lagarde și Banca Centrală Europeană. Adică, într-adevăr, acolo sunt voci și se acumulează o presiune pentru creșterea dobânzii mult mai repede, chiar înainte să înceapă vara. Vă reamintesc că previziunea pentru anul ăsta e cam la 0,85% în Europa de dobândă de referință la finalul anului. Ei în Europa cresc și cu 0,15%, nu din 25 în 25 de puncte de bază. Dar eu nu înțeleg cum au putut să nu crească deloc dobânzile până acum cu inflația asta. Adică e deja 7 sau 7,5% în zona europeană de CPI-ul și sunt două variante. Fie pur și simplu sunt poate incompetenți sau pur și simplu poate prea politicianiști și nu vor să deranjeze prea mult situația, deși nu știu ce poate să deranjeze situația economică a oamenilor mai mult decât inflația în perspectivă viitoare, sau situația sau prognoza lor de la Banca Centrală Europeană este atât de rea încât nu știu ce să facă și asta este ceea ce poate să înspăimânte în cazul ăsta. În fine, și în afară de asta, dacă ne referim la Europa, ceea ce mi s-a mai părut mie e destul de nasol, ce mi se pare acum destul de urât, este că cam toate datele încep să arate rău și în Germania, și în Franța, și în Italia, și în Spania. Inclusiv presiunile inflaționiste care au ajuns în zona salarială. Săptămâna asta cred că cel mai mare sindicat german a cerut clar și răspicat și oficial că o creștere de salarii de 8,7%, probabil că o vor obține și gândiți-vă că Germania e un exportator foarte mare, deci această inflație va fi exportată în toate țările, inclusiv în țările mici, care poate nu au avut o politică monetară atât de proastă cum au avut Banca Centrală Europeană sau țările dezvoltate. Stagflația rămâne totuși un pericol foarte mare pentru că încă nu avem șomaj, într-adevăr, ca să fie o stagflație în toată regula, dar încetinirea economică și o vedem, unde o vedem? Păi gândiți-vă la Statele Unite, produsul intern brut negativ.
pentru trimestrul 1. Și cu inflația la 8-9%, ce vreți mai mult decât atât pentru a defini stagflația? Repet, nu, încă nu avem șomajul în creștere, dar deja dacă avem stagflație de genul ăsta și cu șomaj în creștere, suntem în recesiune și probabil că vom fi anul următor. China a raportat un CPI, deci un PMI, un Purchasing Managers Index. Sunt sondajele acelea care se fac și sunt leading indicators, adică sunt indicatori care ne spun cam ce va urma în economie, pentru că ei declară ce achiziții fac sau în zona serviciilor, la fel, ce cheltuieli fac pentru perioada următoare. Și în China am avut un PMI pe servicii de 36. Aici, dacă e mai puțin de 50, indică contracție economică. Dacă e mai puțin de 42, indică recesiune. Deci China este cu PMI, cu indexul, da, indexul PMI, într-o zonă de recesiune, efectiv. China, care e un mare exportator și rămâne de văzut. Va avea și China inflație și la fel, o va exporta în toată lumea. Da, în fine. Ce vreau să vă arăt, câteva chestii legate, de exemplu, de bonduri. Aș vrea să vă arăt că, dacă tot am vorbit de corecția din zona bondurilor, care nu va lăsa piața să respire, piața bondurilor, nu va lăsa piața de equity să respire, garantat. Iată, indexul MOVE Index, care este indexul de volatilitate al bondurilor, a ajuns, dar nu pe o creștere spectaculoasă, ci pe o creștere constantă, da? A ajuns la nivelul la care era în 9 martie 2020, când vă aduc aminte, VIX-ul, indexul de volatilitate, era la 80-90. Deci noi pe bonduri, cam în zona aia de volatilitate am ajuns. Adică atât de speriată este piața la modul foarte general de ce se va întâmpla în continuare. În același timp, de săptămâna trecută am vrut să vă arăt că și pe creșterea, și pe vânzarea, deci pe creșterea de primele zile și vânzarea de joi și vineri, n-am avut debalansări foarte mari pe volumele naționale din piață. Uite, și luni și marți am avut cam pe acolo, cam undeva, cam atât a fost volum cumpărător ca și volum vânzător. Inclusiv vineri a fost foarte balansată, bine, vineri a fost balansată și pe evoluția prețului, dar iată și joi. Am avut un pic mai mult volum vânzător, dar, mă rog, puteți să urmăriți acest index MOC, care tratează tot felul de chestiuni de genul ăsta. Voiam să vă arăt așa, vis-a-vis de ziua de joi, ce opinia mea este că, de fapt, piața bondurilor. De ce zic că probabil corecția a venit din zona bondurilor? Piața bondurilor, mă rog, piața de futures pe FOMC, adică unde noi nu avem acces să tranzacționăm, dar în principiu se tranzacționează dobânzile viitoare, de dobânda de referință viitoare. În ziua de miercuri, prognoza pentru, care vine din felul în care se tranzacționează acele contracte futures, pentru ședința FOMC din iunie, era pentru o creștere de 75 de puncte de bază, adică să ajungă dobândă la 1,50-1,75, era de 0%. În ziua de joi a ajuns la 80-90%. Deci a fost ziua de miercuri, a crescut piața, Jerome Powell a zis că nu vom crește cu 0,75% dobânda, și în ziua de joi piața a zis, ba da, nu vei avea încotro și vei crește dobânda cu 0,75%. Cam așa se traduce povestea asta, din ce se vede în momentul de față. Deci pentru ședința următoare noi avem o probabilitate de 83% ca dobânda să crească cu 0,75% și doar o probabilitate de 17% ca dobânda să crească cu 50 de puncte de bază, deci cu 0,50%, cum a zis Jerome Powell. Deci dacă ne gândim la ce s-a întâmplat joi în piață și ne uităm la aspectul pe care îl vedem aici, se pare că aici piața bondurilor a generat această convulsie, întrucât
tradus așa într-un limbaj simplu, piața bondurilor nu crede că Fed-ul va putea să mărească doar cu 0,5%. Asta înseamnă că probabil că piața bondurilor vede niște... Piața bondurilor în ce sens? Adică jucătorii de acolo care sunt extraordinar de bine informați și joacă la un nivel foarte mare, sunt instituții foarte mari și așa mai departe, au analiști de talie mondială, probabil că urmează niște raportări economice care nu sunt bune deloc. Și nu pot să mă gândesc decât la CPI-ul de săptămâna viitoare. Ajungem acum la el. Ce voiam să vă mai arăt era lucrul următor. Ca să închei cu evoluția pieței de săptămâna trecută. Iată. Am avut niște volume absolut, volume bunicele, dar normale. Eu urmăresc volumul în mare parte pe index, pe contractul futures de pe S&P, pe E-mini. Și în principiu, uitați, dacă avem un volum undeva la 2 milioane, e un volum bun, dar nu este un volum exagerat. Joi am avut un volum de 2,3 milioane. Păi, la felul în care s-a corectat piața joi, dacă ar fi fost capitulare, că la asta vreau să ajung. Adică în ce sens? Dacă știți că am discutat săptămâna trecută că au apărut niște raportări de la băncile de investiții cu sentimentul investitorilor de retail, care este la cel mai jos nivel din 2009 încoace, din martie 2009, când practic după martie 2009 a început piața să crească, ăla a fost punctul, când a ajuns S&P-ul la 666, da? Bun. Pe un asemenea sentiment, în mod normal, el nu se confirmă, deci genul ăsta de sentiment pe care îl știm noi că există la ora actuală în piață, el nu se confirmă de prin date cantitative în sensul de a avea o capitulare. Adică pe un sentiment din ăsta atât de negativ, ai o capitulare, toată lumea a vândut tot ce a putut să vândă și de acolo piața poate să crească, că nu mai are ce să facă altceva, nu mai sunt vânzători. No, nici pe departe nu e așa ceva. Volum, de exemplu, uitați-vă la ziua de joi, ăsta n-a fost volum de capitulare niciodată în viață. 2 milioane, trebuie să avem 4 milioane, 5 milioane de contracte pe S&P, pe o corecție de genul ăsta. Am avut, într-adevăr, bine, aici mă uit la Nise, dar putem să vedem și pe toată piața. Într-adevăr, doar aici am avut un pic de capitulare, dacă să zicem, într-o anumită măsură, în sensul în care doar 15% din stocuri au mai fost pe verde, restul au fost pe roșu. Indexul de premiumul de volatilitate în piața de opțiuni pe S&P este aproape. Deci este aproape de discount, adică nu avem niciun fel de teamă majoră în piață pentru ceea ce va urma. Se consideră că volatilitatea de până acum va fi și în viitor. Deci nu vedem nimic cantitativ care să ne spună. Vineri, hedging-ul pe termen scurt raportat la... În dinamică, dar hedging-ul pe termen scurt raportat la hedging-ul pe termen lung a scăzut, deci niciun pericol iminent. Iarăși, aici e o divergență, pentru că normal piața scăzând, aici ar fi trebuit să avem o intensificare a hedging-ului, activităților de hedging. Pe S&P, pe volatilitate, în niciun caz o scădere, ceea ce vedem aici. Prin urmare, nimic cantitativ nu ne indică o capitulare. Și cum putem să traducem asta? Păi, piața poate să scadă bine mersi mai departe. Nici VIX-ul, de exemplu, luați VIX-ul, e la 30. Noi în zona asta de volatilitate, în regimul ăsta de volatilitate, suntem într-o zonă oarecum neutră, să știți. Adică dacă am avea cu adevărat indexul de volatilitate a volatilității, VVIX-ul, care ne spune hedging-ul, să zicem, instituțional pe volatilitate, dintr-un anumit punct de vedere. Stați să-l găsesc aici. Nici ăsta nu e 100, 116, păi aici. Dacă noi ar trebui să avem o capitulare, trebuie să avem VIX-ul la 40-45, așa cum arată regimul de volatilitate acum, și VVIX-ul la 150-160. Aici 4-5 milioane de contracte pe S&P, aici 10-15% pe plus, în restul toate stocurile pe minus, și aici să avem premium de volatilitate adevărat, adică uite, ca aici să avem valori de premium adevărate, nu aproape discount, care implică de fapt, cum se zice, complezență în piață. Într-adevăr, pe o asemenea complezență, piața poate să și crească ușor, ușor. Dar cine știe ce poate să se întâmple.
Ideea este că nu avem date cantitative care să ne indice nouă, care să ne indice nouă capitulare și faptul că corecția s-a terminat, nici pe departe de așa ceva. Dar acum, dacă discutăm despre chestia asta, noi putem să ne uităm la un grafic pe 3 ani în S&P. Stați un pic să... Haideți să ne uităm la un grafic pe 3 ani în S&P. Și să vedem noi, de fapt, cam unde putem să ajungem cu adevărat. Adică noi vedem că noi avem un suport real undeva pe la 3500. Am avut o rezistență la un moment dat și asta poate devine o zonă de suport. Dacă vă aduceți aminte, pe sondajul pe care ne-am uitat acum vreo 2 săptămâni de la Bank of America, deci ei întreabă lunar 300 de manageri de pe Wall Street, de manageri de fonduri mari, deci cei mai importanti 300 de manageri, diverse chestiuni și se publică datele astea acumulat. Acolo era ideea că toți considerau că Fed put, adică locul unde Fed face U-turn sau reversează politica și acționează în favoarea pieții, nu știu, diminuând dobânzile sau cel puțin oprindu-se din politica monetară agresivă, ei îl văd pe la 3500-3750. În același timp se consideră McGillicuddy, de exemplu, de la Nomura, zice că sub 4.000 e o rezistență foarte importantă, 4.050, cam unde suntem, un suport foarte important unde suntem acum, dar dacă ne-am dus sub 4.350, avem cale liberă până la sub 3.950, scuzați-mă. 4.000, 4.050 este un suport foarte important. Dacă ne-am dus sub 4.000 și sub 3.950, avem cale liberă până la ceea ce considerăm noi că e o zonă de put a Fed-ului, deci un 3500-3750. Și de ce? Pe ce motiv consider asta? Practic, de la începutul 2021 până în 2022, până la începutul 2022, am intrat în piață 1,1 trilioane de dolari la un preț mediu de 4250-4275. Se consideră că dacă prețul de S&P-ul scade sub 4.000, sub 3.950, cam mare parte din intrările astea încep să se vândă. Și de acolo din cauza asta se zice că putem să ajungem repede la 3.500, 3.700, 3.500 în zona aia. Și că acolo poate că Fed-ul ar face cel puțin temporar o reversare de politică. Dar vă dați seama în ce situație este Rezerva Federală acum, pe această inflație să trăiască să facă anul ăsta așa ceva, să sperăm că nu va fi cazul. Că după aia, din ianuarie-februarie, începem să avem și impactul dobânzilor asupra inflației și probabil că se va modera inflația din punctul ăsta de vedere. Da, în fine, dacă ne uităm la un grafic pe 3 ani de zile și suntem în piață de mai mult timp decât 2020 și nu avem impresia că orice scădere în piață e o mare, extraordinară oportunitate de cumpărare. Asta e o prostie, efectiv. Așa, putem să vedem că, da, piața are loc foarte mult să scadă de acum încolo. Ce voiam să vă mai arat? Uite, și vis-a-vis de dobânzi, de bonduri, dobânzi și S&P. Uitați-vă un pic ce au făcut dobânzile. V-am zis, niciodată în istorie bondurile și implicit yieldurile și dobânzile lor n-au avut o asemenea evoluție. Deci asta este inversul bondurilor, da? Ce au făcut dobânzile și ce a făcut S&P-ul? Dacă ne gândim că dobânzile pot continua și că se estimează că Fed-ul poate să se ducă într-o zonă de dobândă de referință de 4-5% într-un an și ceva, yieldurile bondurilor cu siguranță vor urma aceeași traiectorie. Punem puncte vis-a-vis de ce s-a întâmplat cu S&P-ul. Probabil că va avea aceeași divergență în continuare și îl vom vedea. Nu ar fi expus să avem și un S&P la 3000, 3200. Știu că o să arunce mulți cu pietre în mine în momentul ăsta, dar asta e realitatea. Ne place, nu ne place, așa arată lucrurile. În afară de asta, voiam să vă mai zic pe final două, trei chestii. Vreau să vă mai arăt încă o dată, înainte să vorbim despre raportările economice. Insist, pentru că e foarte important, pe curba contractelor de
pe curba contractelor futures din volatilitate ale VIX-ului. Atunci când această curbă este în această situație, care se numește backwardation, toată schema hedging-ului dinamic pe care îl fac dealerii și market makerii se schimbă radical. În sensul în care pe o structură de genul ăsta contractelor VIX futures, dealerii fac foarte mult hedging dinamic prin vânzare de contracte futures S&P. Adică efectiv apasă piața în jos. E un factor care face piața să se vândă. Printre altele, structura normală a lor este așa, care se numește contango. Dar când ajungem în genul ăsta de structură, avem un motiv în plus să avem o probabilitate mai mare ca piața să continue să se vândă. În același timp, e adevărat, și dacă ajunge piața într-o situație de capitulare, dar v-am arătat mai devreme că nu cred sub nicio formă că suntem într-o situație de aia, atunci și astea arată tot la fel, contractele astea. Și în afară de asta, ce vreau să vă mai arăt și cu asta închei povestirea despre ce mai poate face piața în perioada următoare. Bineînțeles, vă dați seama că astea nu sunt sfaturi de investiții. Eu pur și simplu, eu mai mult fac niște evaluări ale riscurilor decât ale unor eventuale alocări de capital și așa mai departe. În zona probabilităților, piața practic săptămâna trecută a stat într-o deviație standard, în intervalul unei deviații standard. L-a depășit la un moment dat. Dacă ar fi continuat, probabil că am fi avut două deviații standard în sus. Nu s-a întâmplat. În ziua de joi tocmai am vorbit despre ea. Pentru săptămâna următoare avem intervalul unei deviații standard, deci intervalul de un sigma, îl avem la 4236 și 4010. Adică avem totuși cam 110, 113 puncte plus sau minus. Am vorbit despre risk premium din volatilitate, că suntem aproape de discount, deci e destul de complezență în momentul de față în piață. Însă ce aș vrea să vă arăt interesant, noi putem pe un indicat, pe acest grafic să aplicăm și să vedem cam cum ar putea arăta o deviație standard pe niște perioade mai lungi de o săptămână. Și am un indicator aici pe care pot să-l aplic pe grafic. Și iată, avem un con, da, care ne arată cam unde poate să ajungă în maximul unei deviații standard prețul, să zicem, uite, până la sfârșitul lunii mai, dacă am face o mișcare de o deviație standard în jos, am putea să ajungem la 3800. La fel, dacă am face o mișcare de o deviație standard în sus, vă repet, o deviație standard are o probabilitate de 68,2%. Adică 68% din timp prețul stă în intervalul ăsta de o deviație standard. În sus am ajunge undeva pe la 4450. Mi-aș dori foarte mult să fim acolo pentru a face niște pariuri adevărate pentru scăderea pieței, dar în momentul ăsta nu simt că ne mai dă piața posibilitatea asta, cel puțin în perioada următoare. Dacă ne uităm la ce ar însemna o deviație standard pentru sfârșitul lui iunie, uitați, am fi undeva pe la 3650, pentru sfârșitul lui iulie am fi undeva pe la 3500. Aici probabil că așa se estimează că Fed-ul ar face un U-turn, ar face sau cel puțin măcar ar face cumva să potolească piața. S-a văzut în declarațiile lor foarte clar săptămâna asta că deja sunt preocupați de piață. Ceea ce până acum anul ăsta nu s-a văzut. Din contra, efectiv au aruncat cu o travă de câte ori piața a scos un pic capul și a încercat să crească. Au venit diversi și de la Fed și au turnat o travă și au turnat gaz peste foc. Bănuiesc că nu vreți să vă arăt și ce înseamnă două deviații standard, pentru că haideți să o punem măcar așa de două deviații standard în cazul în care am avea un crash, ne-am duce probabil pe două deviații standard, na, 3000 la sfârșitul lui iulie. Nu vreau să zic că asta se va întâmpla, dar matematic trebuie să știm că acolo ar fi. Bineînțeles, dacă ne-am duce două deviații standard în sus, dar noi nu avem niciun motiv fundamental să ne ducem. Asta e problema. În anul 2020-2021 am avut în permanență
orice corecție, orice creștere de volatilitate era o oportunitate de a câștiga bani, pentru că fundamental nu aveam niciun motiv să intrăm într-un bear market. Am avut și în august 2021 o situație, am avut și în februarie, dacă nu mă înșel, a fost în ianuarie GameStop-ul și s-a crezut atunci că sunt riscuri sistemice asupra pieței. Am avut în februarie când a început piața să miroase, de fapt, că piața bondurilor să miroase că lucrurile nu o să fie în regulă cu dobânzile și cu inflația. Am avut în august o corecție. Toate au fost corecții mici de câteva zile, pentru că fundamental piața nu avea motiv să corecteze. Eram încă în quantitative easing, inflația încă nu dădea niciun semn, CPI-ul era moderat, PPI-ul la fel. Bineînțeles că erau analiști care avertizau treaba asta, dar vedeți, știți ce se întâmplă? Au fost analiști care au avertizat despre inflație și establishmentul și guvernele au zis că nu, că e tranzitorie. Până la urmă, care e ideea? Că nu pot eu să cred că nu își dădeau seama ce o să urmeze. Vor să-și plătească, vor să ne sărăcească pe toți și să-și plătească datoriile suverane prin sărăcirea populației. Bineînțeles că nu sărăcesc ei și anturajele lor, sărăcește omul de rând. Din păcate, asta e istoria, așa a fost dintotdeauna și omenirea nu se va schimba în decursul vieții noastre, lucrurile așa stau. În fine, haideți să trecem repede și peste raportările economice. Să vedem ce am avut. Bine, săptămâna asta am avut un ISM PMI, deci PMI-ul cam mai oficial, așa, un pic mai slăbuț. N-a afectat piața foarte mult. Deschiderile de joburi noi au fost în previziune. ADP, Non-Farm Employment Change, acesta este sondajul, sunt raportările de la o firmă privată, ADP, vis-a-vis de employment, care și se consideră precursorul NFP-ului de vineri. Eu zic că de vreo 2 ani dă numai rateuri indicatorul ăsta, nici nu l-aș mai nota cu roșu aici. A zis că o să scadă locurile de muncă și să se creeze cu 100 de mii mai puțin și bineînțeles că s-au creat cu 30-40 de mii mai mult și a fost raport pozitiv. Am avut miercuri FOMC-ul, am vorbit deja despre el. Am avut NFP-ul de vineri, deci non-farm payroll. Ce s-a întâmplat aici? Pe salarii am avut un raport pozitiv în sensul în care nu s-au intensificat presiuni inflaționiste pe salarii încă, ceea ce e bine, da? Am avut o creare de locuri de muncă mai bună decât s-a anticipat, ceea ce e bine, dar a fost rău pentru piață, pentru că asta înseamnă că Fed-ul rămâne pe traiectorie. Iar pe șomaj am avut o ușoară creștere, probabil nesemnificativă, nu știu în cât a acordat piața atenție faptului că am avut un prognoz de 3,5% și a ieșit 3,6%, încă nu avem o problemă aici, dar probabil că vom avea. Săptămâna viitoare avem raportarea foarte importantă, CPI-ul, inflație la consumator, de miercuri. Și probabil că de aici o să vedem, ăsta e un alt pas, o altă treaptă în a vedea ce se întâmplă cu piața în perioada următoare. După aia, joi avem PPI-ul, adică inflația la producător, ambele împreună, dacă vor fi mari și foarte mari, stau și mă gândesc de ce piața bondurilor a avut reacția asta joi, dacă nu anticipează de fapt niște cifre mari aici. Și dacă avem cifre mari aici, asta înseamnă că Fed-ul va trebui să fie mai agresiv, va trebui să treacă la 0,75% creștere în iunie. Eu nu văd altceva, cel puțin pe termen scurt. Asta poate să fie prognoza instituțională, care nu s-a făcut publică, dar altfel n-ar fi reacționat bondurile așa cum au reacționat joi. Și cam asta este pentru săptămâna viitoare. Și cam asta este și cu update-ul nostru. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și vreau să vă spun că săptămâna viitoare nu voi putea face acest update. Deci ne vom reîntâlni peste 2 săptămâni cu market update-ul de la sfârșit de săptămână. Weekend plăcut vă doresc și să ne vedem cu bine!